Și am ajuns și la zodia Taur. Pentru luna iulie. Și haideți să vedem energia Taurului. Al zodiei Taur. Pentru luna iulie. Doamne ajută, Doamne fii cu noi, vreau o energie de la înger. Fiți atenți cum a căzut această carte, ca și cum să nu mi-a dat voie să îl văd. Îl vom vedea împreună. Puf, încrederea. Încredere. Haideți să vedem despre ce este vorba în această lamelă. Această carte vă cere să aveți încredere că există un scop în viață. Păstrați-vă încrederea că haosul pe care îl vedeți în jurul dumneavoastră are un sens subiace și că este susținut de un proiect divin. În momente grele, persoanele pot simți că lumea a fost aranjată să lucreze împotriva lor și că nimic nu este drept. Adevărul este că punctul vostru de vedere încă nu s-a lărgit suficient de mult, încât să puteți plasa problemele într-o altă perspectivă. Pe măsură ce înaintați în vârstă, veți vedea că ceea ce vi se pare copleșitor și de nesuportat acum este doar o mică hibă. Aveți încredere că lumea are de oferit mult mai multe, inclusiv experiențe magice. Veți vedea cât de echilibrată poate fi lumea. Luați această lamelă ca pe un indiciu că e bine să perseverați. Să rămâneți pe poziție și să aveți încredere în voi înșivă. Pentru ca lumea are nevoie de mai mult decât poate să știți dumneavoastră. Taurii au de urmat un drum în viață care poate este la începutul lor, pare că li se pare nedrept această lume, dar totuși îngerii vă sfătuiesc să mergeți mai departe, pentru că acele roade le veți găsi un pic mai târziu în viață. O să pun aceste cărți aici ca să nu mă încurce. Sper că se vede. Am să cer o ghidare de la îngeri, a trei lamele pentru zodia Taur, pentru luna iulie 2022. Verificăm să văd dacă sunt toate lamelele cum trebuie, că astăzi le-am sfâșiat, deci le-am întors pe toate părțile. Mi-a tras observația lamela 22. Și haideți să începem. Doamne ajută! Doamne, fii cu noi! Pentru cei din zodia Taur, vreau trei mesaje de la îngeri pentru ghidarea lor pentru luna iulie 2022. Sunteți foarte dezamăgiți. Încă o dată, primul mesaj. Al doilea. Și al treilea, ok. Ok, hai să vedem despre ce este vorba. 24. A fost odată ca niciodată. Imaginația creatoare, plină de înțelepciune dumnezeiască, este mereu plină de soluții uimitoare. Aveți încredere în Dumnezeu, pentru că sunt două mesaje foarte importante în această lamelă. Este vorba despre o dragoste. 2 cu 4 este 6, este cifra îndrăgostiților. Iar al doilea mesaj ne arată în imagine, nu știu dacă focusează bine,
acele obiecte care formează infinitul din mâinile dumneavoastră, deci observați ca o cifră 8 aici. Adică puteți manifesta infinitul, puteți manifesta orice în dragoste, nu vă mai fie frică. Încercați să aveți încredere în dumneavoastră și acea energie plină de înțelepciune dumnezească. Nu sunteți singuri, sunteți ghidați de divinitate. Îngerul 37. Vreau să fiu. Atunci când simt o imensă poftă benefică de viață, descoper că trăiesc în Eden. Această carte ne spune că simțiți o imensă poftă de viață, dar descoperiți în fond că sunteți în Eden, adică singură într-o grădină. Deci, cred că ați avut o frumoasă poveste de dragoste sau îl trăiți și acum, numai că această lamelă vă spune ca și cum trăiți singură această poveste. Adică cealaltă persoană nu s-ar implica. Dar na, fiind o etalare generală, luați în calcul că nu la toți ni se poate împotrivi această etalare. Îngerul 40, călătorind. Fiecare zi trăită imens, intens plenar, într-o manieră binefăcătoare, ca și cum ar fi ultima. Este totodată o călătorie marifică și îmi apare ca fiind un mister ce este descoperit. Aveți o călătorie spirituală, cei din Zodia Taur? Aveți o misiune de îndeplinit? Și la fiecare trăire intensă, planeta vă mai arată ceva binefăcător, ca și cum ar fi ultima. Dar este o călătorie foarte frumoasă, spirituală. Descoperiți lucruri noi în această lună, iulie, cei din Zodia Taur. Foarte frumos. Am să rog și arhanghelii, adică arhanghelul Gabriel, să ne ghideze prin trei lamele pe cei din Zodia Taur. Să vedem ce ne poate ghida, ce ne poate spune pentru cei din Zodia Taur. Doamne ajută, Doamne pune, vreau ghidare pentru cei din Zodia Taur. O lamelă ne-a ieșit. A doua. A treia. Ok. Primul mesaj de la Arhanghelul Gabriel este așa, ritualul zilnic. Cu cât pui mai mult în practică abilitățile tale, cu atât te vei simți mai confortabilă, confortabil și mai încrezătoare în ceea ce ai de făcut. Puneți în practică acele creații și abilități pe care le aveți. Ține
un jurnal. Cu cât vei scrie mai mult despre sentimentele și activitățile tale, cu atât vei atrage mai multe idei creative și vei crește încrederea în tine ca scriitor. Dragii mei, încercați să vă faceți un jurnal în care să vă notați tot ceea ce trăiți în această perioadă pentru a vă aminti mai târziu sau pentru a povesti nepoților voștri prin ceea ce ați săvârșit în această viață. Este demn de povestit nepoților. Iar a treia lamelă ne vorbește despre Clubul Scriitorilor, deci și cartea aceasta ne spune tot despre de a scrie. Înființează sau alăture-te unui grup de scriitori pentru a-ți dobândi mai multă inspirație, pentru a-ți face prieteni și pentru a avea parte de mai multă susținere. Deci toate trei lamele ne vorbesc despre același lucru. Creativitatea poate fi aceeași lucru, de a scrie. Aici ne spune despre a deține un jurnal unde să ne notăm trăirile noastre, sentimentele noastre și prin ceea ce trecem în viața de acum. Și Clubul Scriitorilor același lucru ne spune. Deci încercați să vă puneți în practică această abilitate pentru că va fi ceva frumos. Am să extrag și din oracolul arhanghelilor. Aici în pachetul ăsta avem toți arhanghelii. Să vedem ce ne poate ghida. Este un pachet de cărți care are foarte mult greutate, deci este foarte mare ca pachet și nu pot amesteca, dar am să încerc. Și foarte multe lamele, că avem foarte mulți arhangeli. Să vedem, cred că am să le pun jos și am să trag trei lamele intuitiv din acest oracol pentru cei din Zodia Taur. Și am să iau la întâmplare unde sunt ghidată. 2 și 3. Am să strâng aceste lamele să vedem ce ne transmit arhanghelii pentru luna iulie pentru cei din Zodia Taur. Luna. Arhanghelul Haniel. Abilități extrasenzoriale. Deci aveți niște abilități care simțiți foarte mult persoanele din jur. Evenimente în culise, deci e ca și cum vă manifestați și sunteți cineva aparte. Eliberează-ți fricile care te țin pe loc. Pașul de aer, logică, onestă, impulsivă, curioasă. Sunteți niște persoane cu energie foarte puternică, foarte onestă, impulsivă uneori și foarte curioasă. Informații provocătoare, întârzierea sau schimbări de planuri, adevăr rostit cu tact. Aveți o persoană lângă dumneavoastră foarte puternică. Un bărbat mai exact, dar însă în această conexiune observăm că îngerii vă veghează, vă susțin. 6 de apă, amintiri din trecut sau din copilărie, probleme legate de copii, înfrumusețarea trecutului. O conexiune din trecut revine la dumneavoastră, amintiri care nu vă las. O energie foarte frumoasă, o energie a sentimentelor, foarte profundă această carte pentru luna iulie, pentru cei din Taur.
să fac și crucea celtică pentru cei din Zodia Taur, să vedem ce lăsați în spatele dumneavoastră, ce îmbrățișați în viitor, ce manifestați subconștientul dumneavoastră, ce necazuri lăsați la picioarele dumneavoastră și rezultatul final al acestei etalări. Sunteți foarte grăbiți. Ce lăsăm în spate? Ce vine în viitorul apropiat și nu știm? Ce avem în mintea noastră, ceea ce manifestăm? Ce lăsăm la picioarele noastre și rezultatul final al acestei etalări este diavolul. Aveți o conexiune foarte puternică cu un suflet pereche unde s-a produs un turn. Justiția divină își face apariția pentru a face dreptate în această conexiune. Încercați să vă echilibrați. Sunteți persoane foarte puternice. Ce lăsăm în urma noastră? Acea manifestare a magicianului de a începe din nou și din nou ceva nou. Ne-am cam săturat în această conexiune. Îl lăsăm la spate. În viitorul nostru apropiat este împăratul. Încăpățânarea noastră, deci îmbrățișăm acea încăpățânare de a merge mai departe, de a închide acest capitol, de a ne manifesta tot timpul să începem ceva nou. În mintea noastră manifestăm tot cam aceeași energie a nebunului, de a lua-o de la capăt. Iar la picioarele noastre avem transformarea, moartea. Moartea înseamnă o suferință fizică prin care simțim că ne moare trupul și reînviem precum pasărea Phoenix. Trecem de niște greutăți sufletești care ne-a sfâșiat în trecut și încercăm să mergem mai departe. În această relație este și o toxicitate, în această conexiune, adică este vorba despre un om care este cu vicii, ori iubește mai multe femei, ori este alcoolic. Toxicitate, dependență, obsesii, foarte multe la un loc. Sau una din ele. Aș vrea să trag și o lamelă cheia acestei luni, să vedem ce urmează. Lumea. Lumea ne vorbește despre închiderea unui ciclu de viață și a merge mai departe. Lumea reprezintă, închidem o relație sau o problemă și deschidem altă ușă. Închiderea unei uși și redeschiderea acelorlalt uși, de a merge mai departe. Iar la baza pachetului este Hermitul. Eremitul ne vorbește despre a ne cunoaște sinele nostru, de a medita de unul singur, de a sta cu noi înșine singuri și de a căuta răspunsuri în interiorul nostru, ce este mai bine, ce e bun de făcut în această lume, ceea ce simțim și să găsim soluția și varianta corectă de a merge mai departe. Cam atât am avut de spus. Dacă v-a plăcut etalarea mea, rog să dați un like pentru a avea vizionare pe YouTube. Vă mulțumesc din suflet și ne vedem la etalările următoare.